Pe scurt, ne-am făcut burger. Iar a vineri, eu ca de obicei stăteam în telefon și căutam burgere. Mă întrebați de ce? Nu știu, pur și simplu îmi imaginez că mănânc burger. Fac, îmi mănânc mâna, dar este atât de gustoasă. Gata, ajunge să mor de foame și să nu mănânc nimic. Trebuie să-mi cumpăr ceva de mâncat. Am luat portofelul, acolo era atât de pustiu cât și la mine în cap. Am luat ultimii bani pe care îi adunam pentru noul iPhone. Gata, m-am decis, vreau să fac burger. Am mers la magazin, am cumpărat totul pentru burger. Spre drum la magazin vreau să vă recomand canalul Standard Work. Dacă vreți o satisfacție plăcută pentru toată ziua, linkul va fi în descriere. Am venit acasă, am așezat produsele, m-am spălat pe mâini, apoi și picioarele, am mers la bucătărie, am luat chiflile lui Simeon, pur și simplu el tot gătea burger, el m-a rugat să-i pun chiflile la loc. M-am enervat, i-am spus să meargă acasă, l-am dat afară, am închis ușa, am revenit la bucătărie. Simeon era acolo, l-am întrebat cum a intrat, ușa era închisă. A spus pe fereastră, logic, chiar dacă trăiesc la etajul 6. Am început să fac burgerul, cred că nu pasă cum îți faci burgerul, am aruncat tot o grămadă. De cum asta lucrează? M-am uitat ce face Simeon, prăjește castraveții. Să-i spun că nu trebuie de prăjit castraveții. Mai bine merg la burgerul meu. Am luat chifla, am așezat-o pe masă, am spălat frunza de salat, roșii, am pregătit castraveții. Acum trebuie de prăjit carnea pentru burger. Simeon în continuare prăjea castraveții. Ei deja erau negri. În sfârșit, Simeon a terminat să prăjească castraveții. Am prăjit carne, am adăugat un burger. Acum s-a poate degustat, am mușcat, am vrut să borez. Simeon s-a uitat la mine, i-am spus că este cel mai tare burger. A cerut să încerce burgerul meu. L-am mâncat totul, am zburat la baie, mi-am spălat gura cu gel și șampon și asta este mai gustos decât burgerul meu. Am mers la bucătărie, Simeon și mânca burgerul. A spus că burgerul lui este de căcat și a zburat la toaletă. I-am gustat burgerul, acest burger este cel mai gustos din lume. Simeon a revenit, eu i-am spus că burgerul meu este cu mult mai gustos. El s-a enervat, a spus să facem battle între burgeri. Am acceptat battle-ul. Am început să gătim, după o oră burgerurile erau gata, dar i-am spus că burgerurile trebuie să fie gustate de un alt om. Am ieșit afară, l-am găsit pe boschetarul Motan. I-am propus să mănânce burgerele. A gustat burgerul lui Simeon, după al meu. Băieți, de burgerele voastre, mai gine mănânc de aici. Pe scurt, ne-am făcut burger. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm sub acest video 5000 de like-uri și nu uitați să scrieți în comentarii dacă ați încercat vreodată să faceți burger. Pa!